Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Pentru astăzi am adus o mașină parcă inspirată din altă lume, undeva din viitor, după cum arată această mașină, și anume un BMW i8. Este cea mai tehnologizată, ca să spunem așa, mașina a bavarezilor. De ce spun asta? Pentru că ea are, în afară că are o grămadă de tehnologie înăuntru, are și trei motoare. Trei motoare, dintre care două electrice. Unul care asigură propulsia pentru puntea față de 130 de cai putere. Celălalt electric, care practic este ca un alternator al mașinii. Și al treilea este, bineînțeles, motorul cu combustie. În trei cilindri de 1,5 litri, 232 de cai, un motor împrumutat de cei de la Mini. În total dezvoltând 362 de cai putere și un cuplu de 570 de Nm. Gândiți-vă că acest cuplu noi îl avem aproape instant, adică de la zero, fiind o mașină electrică. Bun. Noi acum suntem în modul Eco, E-Drive, pardon, nu Eco, E-Drive, adică complet electric. Se aude decât sunetul anvelopelor. Dar în schimb, inginerii de la BMW au dat posibilitatea șoferului, mutând mașina în sport, să-i audă și acest motor. Practic, tot sunetul pe care îl auzim este în boxe. Este un sunet de V8 care se aude doar în boxe. Afară, mai puțin un astfel de sunet. Acum fiind în modul sport, vrem să o trecem, de exemplu, pe modul electric. Bun, apăsând butonul Eco Pro, o să observați cum maneta sare singură în drive. S-a făcut liniște mașina, mașina a trecut pe modul electric, dar în același timp asistat, dacă avem nevoie, de motorul termic. Bun. Mașina are, practic, ce am întâlnit la această mașină, întâlnesc decât la hipercaruri, și anume monococă de carbon. Ce înseamnă asta? Adică tot spațiul de aici din care ne înconjoară este fabricat din fibre de carbon, după cum știți, un material foarte scump, foarte rezistent. După părerea mea, la prețul la care se vinde mașina asta, și anume undeva la 150.000 de euro, cred că inginerii bavarezi merg mai mult în pierdere și este doar un fel de a arăta până unde poate să ducă tehnologia lor. Și în același timp să acapareze piața cu mașinile electrice, care încep din ce în ce să ia avânt. Haideți să o lăsăm mai bine pe modul sport, să auzim și acest sunet în difuzoare. Mașina, la prima impresie, pot să vă spun că are un centru de greutate foarte, foarte jos. Practic cobori în mașină. Bateriile fiind poziționate chiar aproape de punte, jos de tot, sub scaune. Și astfel oferind din mașinii o proporție de 50-50%. Mașina și așa, după părerea mea, cântărește destul, are o tonă jumătate, dar chiar nu se simte așa de greutate când ai putere ca asta. Și bineînțeles asistat de tracțiunea 4x4. Fiind pe modul sport și pe motorul cu combustie, avem acum practic tracțiune 4x4, tracțiune integrală. În schimb, dacă activăm modul Eco, adică modul electric, o să beneficiem doar de tracțiune față. Bun, mașina vine practic cu două cutii, ca să o numim așa, două cutii de viteze, două, nu știu cum se le numesc, când practic nu sunt cutii de viteze. Pentru puntea față, știu că sunt undeva la 6 trepte și pentru puntea spate, 8. Invers? Se repede, ce problemă. Ca și dotări de lux, mașina este într-adevăr impresionantă, avem chiar în fața mea head-up display-ul, bord absolut tot îmbrăcat în piele, încălzire, scaune, absolut orice dotare pe care o întâlnești la un model BMW Premium. Padelele, care sunt foarte, foarte mari, montate excelent pe volan, într-o poziție foarte accesibilă șoferului. Chiar dacă ai fi pe circuit, tot timpul bănuiesc că îi găsești poziția padelei. Oh,
cu toate că este un sunet, cum a spus, teoretic, adică se aude în boxele mașinii, e impresionant. Eu cred că este o mașină pentru cei care au nevoie mult în oraș, de circula mult în oraș, dar în același timp să păstreze o mașină sport, un consum decent de oraș. Cred că e o mașină foarte, foarte bună. Din câte am observat pe piață, nu se devalorizează foarte repede, deci încă își mențin prețul. Designul, nu mai vorbim, atrage absolut orice privire. Ca și practicabilitate, ca să spun așa, mașina nu este cea mai bună. Avem un portbagaj destul de mic, așa că se numi portbagaj. Locurile din spate, eu sigur nu încap. Sunt practic pentru persoane mici. Spații de depozitare nu prea sunt. Mașina atunci când este pe modul electric, în bord este un ambient așa albastru, ca să spun, plăcut, liniștitor. Da? Îți arată cam tot ce ai nevoie. E, în schimb, atunci când pornim mașina, când practic pornim modul sport și activăm motorul termic, totul se schimbă, scrie sport, se face roșu. Parcă te invită să mergi tare cu ea. Modelul testat astăzi are o altă suspensie, nu e suspensia stock, schimbată chiar de către proprietar. Și nu știu dacă ați observat, dar jantele Radi i8, ceva de genul ăsta se numește, am sezat proprietar, sunt foarte, foarte, foarte spectaculoase. Unice din punctul meu de vedere, eu n-am mai văzut pe nicio altă mașină până ziua de azi. Un design extraordinar care se îmbină perfect cu designul mașinii. Dacă ați observat, parcă vin la pachet jantele astea cu mașina. Sunt din altă eră.